Prima dezbatere publică a primarului Devei a vizat demararea modernizării parcului din zona Opera. Edilul crede că este o necesitate pentru toți cei care își petrec acolo timpul liber. Primarul Lucian Rus spune că va face o schimbare și va transforma locul într-unul primitor pentru toți locuitorii orașului. Mulți locuitori ai Devei vin să se relaxeze în acest parc din zona Operei. Însă oamenii au sesizat de ceva timp că locul a început să se degradeze și că este nevoie de o schimbare. Așa că autoritățile nu au mai stat pe gânduri și au început deja primele etape în modernizarea și reamenajarea parcului I.C. Brătianu. Primarul municipiului Deva, Lucian Ioan Rus, a inițiat deja mai multe proiecte. Toate sunt menite să aducă o schimbare în comunitate. Printre cele mai discutate a fost cel al modernizării parcului din zona centrală a orașului. Principalul proiect pe care l-am dezbătut astăzi este reamenajarea parcului I.C. Brătianu. Un parc foarte important pentru noi, pentru deveni, pentru că este într-o zonă centrală. Un proiect care a mai fost discutat și dezbătut acum aproximativ 3 ani de zile. În momentul de față, împreună cu colegii din cadrul primăriei, am găsit posibilitatea și oportunitatea de a putea finanța acest proiect pe fonduri europene, pentru că inițial forma care a fost inițială a fost propusă pe a fi aplicată pe bani proprii ai Consiliului Local. Am și schimbat împreună cu colegii din primărie oarecum proiectul inițial față de forma pe care noi vrem să o depunem mâine. Sunt anumite diferențe. Am crescut zona verde, ca să spun așa, partea înierbată de la 6.000 de metri pătrați la peste 7.000 de metri pătrați. Vine și cu un plus de valoare a tot ceea ce înseamnă reamenajarea urbană din zonă, pentru că componenta importantă pentru a putea depune acest proiect pe fonduri europene este foarte clar îmbunătățirea calității vieții și partea de suprafață verde pe care orașul nostru trebuie să o aibă. Cei mai mulți oameni văd modernizarea parcului ca necesară, iar unii sunt pesimiști. Păi eu vindesc, aici stau, dar... Am zis că autoritățile avea să facă o schimbare, să-l modernizeze, să-l reamenajeze. Păi ei dacă au poate un proiect, poate să-l facă, să-l modernizeze, să-l altfel, na. Ar fi benefic pentru locuitorii din zonă? Păi mă gândesc că ar fi. Foarte necesară. Să locuiți în zonă? Veniți des aici? Nu în zonă, dar trec, în oraș trec pe aici. Deci credeți că ar fi important să fie modernizat ca să arate mai bine? Exact, exact. Păi toate parcurile trebuie modernizate. Dar în acesta am văzut că se degradează și că autoritățile vor să-l modernizeze. Ce părere aveți despre asta? Da, este foarte bine. Să veniți să vă relaxați aici? Câteodată mai trec pe aici. Nu văd nimic nou. Autoritățile vor deja să-l modernizeze, să facă o schimbare. Cum vedeți dumneavoastră această inițiativă? Niște că nu fac. Autoritățile vor să facă o schimbare, vor să-l modernizeze? Pentru îmbunătățire, oricând mai este loc. Foarte, mai ales trebuie spălat, că numai rahat de porumbei. Lucian Ioan Rus a vorbit despre prima dezbatere publică pe care a avut-o cu locuitorii din zonă. Primarul spune că le-a aflat nevoile și că va moderniza parcul cu bani obținuți din fonduri europene. Și această ședință extraordinară pe care o convocăm astăzi are un principal scop, ca să spun așa, proiectul parcului I.C. Brătianu, un proiect discutat de multe vreme în cadrul primăriei și acum găsind oportunitatea de finanțare pe fonduri europene împreună cu colegii, am considerat necesar ca să tratăm cu celeritate acest lucru, să putem să depunem acest proiect, un proiect care a fost și într-o consultare publică ieri cu oamenii din cartier, discutând și văzând părerile și dorințele lor referitor la dezvoltarea acelui lucru. Primarul municipiului Deva a vorbit și despre alte proiecte pe care dorește să le implementeze în oraș. Am vrut ca să dau oportunitatea tuturor celor care au avut anumite probleme de-a lungul timpului să poată să aibă această amnistie fiscală din punct de vedere al penalităților pe care aceștia le-au acumulat, astfel încât să ajungem la un echilibru cu tot ce înseamnă partea de impozite și taxe locale. Și bineînțeles să stimulăm oamenii ca să poată să-și plătească taxele, pentru că până la urmă și noi încercăm să facem un efort pentru comunitate, pentru că suntem aici în slujba comunității și vrem ca acest efort să fie comun din partea tuturor. Ceea ce aș dori ca pe viitor să putem face, pentru că știm foarte bine, este în Deva o problemă în momentul de față, tot ce înseamnă colectarea de crengi, rezultate din igienizarea pomilor și așa mai departe, atât din partea SPGM, cât și din partea persoanelor fizice sau juridice care fac acest lucru. Vreau să amenajăm un loc special pe care să-l avem special pentru depozitarea resturilor din toaletarea pomilor sau a gardului lovii și așa mai departe. Vrem să achiziționăm un tocăt
producător care să practic să toace toate aceste resturi, astfel încât după aceea să rezulte un material bun pentru foc, de exemplu, și care să-l dăm persoanelor care au nevoie din DEVA, persoanelor cu probleme, ca să poată să beneficieze de un ajutor din partea noastră pentru încălzire. Lucian Ioan Rus crede că va reuși să ducă la bun sfârșit proiectele derulate și că va rezolva toate nevoile cetățenilor.